Bună seara, dragii mei, și bine v-am regăsit în direct. Sunt Roberto Grossa, sunt practician de bază de vindecare reconectivă și reconectare, iar astăzi vă propun să discutăm despre spiritualitate și abundență. Pentru acest lucru am invitat-o alături de noi, în platou, pe Andreea Novac. Andreea Novac este practician de bază de vindecare reconectivă. A făcut seminarul cu Eric Pearl în anul 2013 la Belgrad. 2013 la Belgrad. Bine ai revenit pentru a doua oară în direct cu Roberto Grossa, Andreea. Bună seara, în primul rând, ție și telespectatorilor tăi. Bine te-am regăsit. Ce să zic? Spiritualitatea și abundența. Am ales cu Andreea această temă pentru că am constatat că există încă foarte mulți oameni care se cramponează de aceste două aspecte. Foarte mulți oameni care cred că dacă ești pe un drum spiritual, trebuie să ai parte de foarte multe încercări și că abundența nu este ceva ce face casă bună cu spiritualitatea. Foarte mulți sunt cei care cred acest lucru și vă spun sincer, din punctul meu de vedere, din punctul de vedere al Andrei, așa cum am discutat cu ea înainte de emisiune, spiritualitatea nu exclude abundența, precum nici abundența nu exclude spiritualitatea. Din contră, abundența, dragii mei, este o consecință firească a spiritualității. Pentru că atunci când te afli cu adevărat pe acel drum spiritual, în momentul în care ești în armonie cu tine, în momentul în care ești în armonie cu Universul, ai abundență. Ești corect. În abundență. Așa este. Experiența mi-a arătat și mie acest lucru. Că într-adevăr așa este. Abundența este o consecință a spiritualității, mai ales atunci când nu o cauți în mod direct și nu te îndrepți în mod direct către ea. Când te preocupi să faci lucrurile care cu adevărat îți plac și cu adevărat le simți, abundența vine pur și simplu în mod firesc. Vezi tu, majoritatea oamenilor merg pe acea veche concepție pe care ei au citit-o în tot felul de cărți, pe care ei au auzit-o de la anumiți oameni în trecut și care s-a înrădăcinat în mintea lor asemenea unei axiome, că dacă te afli pe o cale spirituală, trebuie să fii supus la foarte multe încercări, că dacă te afli pe o cale spirituală, trebuie să fii sărac, că dacă te afli pe o cale spirituală, nu trebuie să ai cu ce să-ți plătești facturile. Deci, îți spun sincer, mie nu-mi vine să cred că la ora actuală, oameni care merg pe o cale spirituală încă mai cred aceste lucruri. Când este foarte simplu și este chiar și logic, dacă tu te afli în armonie cu tine, dacă tu te afli în armonie cu Universul, în acel moment te afli în armonie cu abundența care guvernează tot acest univers. Corect, corect, asta este și părerea mea. Dar până la urmă, limitările astea cine le-a impus? De oameni au ajuns la concluzia că trebuie să fii sărac sau în suferință dacă mergi pe o cale spirituală? Că dacă stăm bine să ne gândim, în Biblie ce scrie referitor la treaba asta? Căutați împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor da peste. Bine, prin împărăția lui Dumnezeu, acum fiecare înțelege ce vrea. Este în interiorul nostru, o căutăm în interiorul nostru. Da? Deci facem ce ne place cu adevărat, ceea ce ne dorim cu adevărat să facem și celelalte toate ni se vor da peste. În majoritatea religiilor toate aceste lucruri se spun, se spun sub tot felul de forme. Sigur, sunt forme diferite în funcție de religia în sine. Scopul nostru în emisiunea de astăzi nu este să discutăm despre religie. Scopul nostru în emisiunea de astăzi este să discutăm despre spiritualitate și abundență în viața noastră, în experiența noastră, pentru că asta consider că este cel mai relevant pentru oameni. Corect, așa este. Numai că dacă stai bine să te gândești, până la urmă chiar și împărăția lui Dumnezeu, în ce am spus mai devreme, este de fapt
ceea ce este în interiorul nostru. Este vorba despre dorințele noastre și ceea ce ne dorim noi să facem. Nu... Deja foarte mulți oameni cunosc principiul rezonanței sau acea lege a atracției care există în acest univers, după care la un moment dat s-a făcut și un documentar. Atragem în viața noastră ceea ce noi generăm înăuntrul nostru, ceea ce noi generăm în conștiința noastră. Discutam la un moment dat cu o persoană care îmi spunea, știi, eu pe fiecare zi mă rog pentru tot felul de lucruri, mă rog pentru protecție, mă rog pentru aia, mă rog pentru aia, mă rog pentru aia. Și uite, cu toate că mă rog pentru treburile astea, tot mi s-a întâmplat să am un micuț accident cu mașina. Ascultând povestioara spusă de respectiva persoană, am conștientizat în acel moment că ce face omul în momentul în care se roagă pentru o chestie? Ce mesaj transmite universului? Că nu-l are și mesajul că nu-l are. Da. Exact. Când te rogi pentru o chestie, tu, în momentul ăla, consideri că tu nu ai acea chestie. Exact. Transmiți universului că tu nu ai lucrul ăla. Și aia se întâmplă în viața ta. Adevărat. Să nu ai. Aia atragi tu în viața ta. Uite, eu m-am obișnuit să nu mai mă rog pentru ceva anume. Dar știi de ce? Pentru că am constatat că în viața mea vine exact ceea ce am cu adevărat nevoie. Și atunci nu mai cer. Singurul lucru pe care îl fac este să mă bucur de ceea ce deja există în viața mea și să mulțumesc pentru ceea ce este deja, pentru ceea ce Universul a adus și este în viața mea. Și e superb. Corect, corect. Cu cât ne concentrăm atenția și ne îndreptăm energia noastră, practic, asupra lucrurilor frumoase din viața noastră, exact, cu atât atragem alte lucruri frumoase. Este... Exact. Pentru că abundența nu înseamnă doar abundență financiară. Oamenii, când spunem abundență, se gândesc la partea financiară a vieților, pentru că asta reprezintă cea mai mare dorință a oamenilor. Să știe că au acea siguranță financiară. Probabil și din cauza vremurilor în care trăim, probabil și din cauza faptului că prea mult timp s-a promovat acest concept. Foarte mult timp s-a promovat această valoare financiară, ca să mă exprim așa. Prea mult timp oamenii au crezut că dacă au valoare, trebuie să aibă un anumit nivel financiar, sau mai bine zis, au crezut că nivelul financiar este cel care dă valoarea. Ce parte din ei a crezut lucrul ăsta? Asta au învățat. Asta s-a promovat de-a lungul timpului de unul și de altul și oamenii au luat-o ca atare, pur și simplu. E timpul, cred eu, ca să înțelegem ceea ce înseamnă cu adevărat valoarea. Așa este, așa este. Uite, să-ți povestesc cum a apărut abundența în viața mea, sub ce formă, ca să ne facem așa un pic o idee. Abundența a apărut nu neapărat financiar, cât în modul în care mi-am dorit eu cel mai mult. Mi s-au îndeplinit dorințele mele cele reale, pe care le aveam în lăuntrul meu. Cu multă vreme înainte de vindecarea reconectivă, eram foarte preocupată de treabă, de carieră, de munca mea, eram implicată foarte mult în treburile astea. Așa vedeam eu lucrurile atunci. Și nu atrăgeam atât de multă abundență pe cât atrag acum, când pur și simplu aceste lucruri nu mă mai preocupă, le las să vină. Eu mă preocup de a face lucrurile care îmi plac, de a fi utilă într-un mod celor din jurul meu și abundența vine în modul în care îmi trebuie mie. Acum dăm voie să-ți adresez următoarea întrebare. Treaba asta cu abundența s-a întâmplat înainte de a interacționa cu frecvențele reconective sau după ce ai interacționat cu frecvențele reconective? S-a întâmplat după
Însă, nu pot să zic că și înainte nu era, însă mă străduiam foarte tare. Mă străduiam foarte tare. Acum vine pur și simplu și fără să mă preocup eu de treaba asta și mi oferă și timpul necesar, pentru că la un moment dat și prioritățile mele s-au schimbat și mi-am dorit foarte mult puțin timp liber față de a munci 10 ore, 12 ore pe zi pentru a-mi asigura necesarul material, da? Prioritățile s-au schimbat, la fel, repet întrebarea. După interacțiunea cu frecvențele reconective? Asta spun, vindecarea reconectivă, respectiv reconectarea, aduc într-adevăr schimbarea unor lucruri în viață, dar și a priorităților și a modului în care privești lucrurile. Să înțeleg că această interacțiune te-a schimbat în toate aspectele ființei tale? Da. Într-adevăr, așa este. M-a schimbat în toate aspectele ființei mele, însă, cum îmi place mie să povestesc, că vindecarea reconectivă și reconectarea este ca și când ai planta o sămânță. Pur și simplu, ai oferit ocazia. După aia, sămânța aceea rodește, poate să rodească la unii într-un mod mai bine, la alții mai în funcție de fiecare, dar dacă te preocupi puțin să și îngrijești sămânța respectivă, să mai pui puțină apă, mai faci ceva pe acolo, lucrurile iau o amploare mult mai frumoasă. Și în cazul meu au fuzionat treburile astea. Vindecarea reconectivă a adus un pic schimbarea de priorități, care a adus după sine implicarea mea în alte lucruri, zic eu, cu o vibrație mai înaltă, și s-au atras una după alta. A fost ca o reacție în lanț? Da. Știi de ce te întreb asta? Pentru că foarte mulți oamenii mi-adresează tot felul de întrebări. Și, în general, atunci când oamenii doresc o schimbare reală în viața lor, sfatul meu este să își facă reconectarea. Da. Dacă nu pot să-și facă reconectarea în momentul ăla din 11.000 de chestii, sfatul meu este să facă măcar vindecare reconectivă, pentru că chiar dacă scopul vindecării reconective este vindecarea, vorbim de vindecare pe toate palierele acelei ființe, de vindecare holistică, ceea ce înseamnă inclusiv vindecarea vieții. Exact. Chestia asta schimbă nu doar acele priorități, ci din câte am văzut, schimbă inclusiv înțelegerea. Oamenii încep să înțeleagă ceea ce înainte nu înțelegeau. Da, exact. Asta s-a întâmplat la fel și la tine? Da. Poți să-mi dai un exemplu? Nu știu dacă pot să dau un exemplu în concret, mare, dar la modul mie general. Îmi place să spun așa, că primesc upgrade-uri, eu așa le zic, sunt ca niște picături de înțelepciune. Adică darurile pe care le primim în urma vindecării reconective sau a reconectării nu sunt neapărat sub formă de vine cineva și îmi pune pe tavă ceva. Dar ai o înțelegere a unor lucruri de te faci după aia și te gândești cum de nu m-am gândit la treaba asta până acum, să fac, cât de simplu era, cât de aproape era de mine să-mi rezolv această situație, dau un exemplu, și n-am văzut. Exemple sunt multe, ca să-ți dau. Pur și simplu fricile pe care le aveam, limitările pe care le aveam vis-a-vis de unele lucruri. Cum să zic, că te trezești a doua zi, dai seama pur și simplu, dar este foarte simplu, era aici, adică de ce să-mi fie frică? Asta nu poți să lucrezi la tine, să faci tu, dacă nu primești așa un mic imbold, ca să zic. Iar vindecarea reconectivă mie personal mi-a dat acest imbold. Eu îmi place să le spun oamenilor că atunci când se întâmplă chestia asta, pur și simplu apare acea înțelegere mai largă. Da. O descriu acest lucru în acest fel pentru că așa am văzut că s-a întâmplat la mine și așa observ că se întâmplă la mulți alții. Sunt persoane care ai văzut, probabil că și la tine, oamenii te întreabă pentru că ești deja practician de vindecare reconectivă, ai clienții tăi cu care lucrezi, cărora le faci vindecare reconectivă. Oamenii, în general, au tendința să întrebe și acum trebuie să fac ceva anume?
trebuie să meditez, trebuie să țin un anumit regim, trebuie să gândesc într-un fel. Oamenilor li se pare prea simplu când îi spui, știi, nu trebuie să faci nimic. Singurul lucru pe care trebuie să-l faci este să fii tu însuți, atât exact. Și nimic mai mult. Da, da, nu trebuie să faci nimic. Pur și simplu, dacă poți să faci în așa fel încât să fii tu mai bun, este minunat, e fantastic. Dacă nu, vindecarea reconectivă va găsi o cale mai înceată, mai repede, la fiecare cum se întâmplă, însă va găsi o cale să lucreze la fiecare. Dumnezeu, Universul, Sinele, putem să-i spunem în orice fel, nu vrea ca noi să suferim și să trăim în lipsuri. Oamenii au această impresie că Dumnezeu i-a dat acel lips pentru că el a greșit cu ceva anume sau a făcut ceva cum nu trebuie. Dacă e să stăm și să ne uităm în natură, așa cum spuneam și în prima parte a emisiunii, natura este abundență. Asta este natura. Natura se autosustine pe sine. Da? Există un mecanism care ține toată această natură într-un echilibru perfect și într-o abundență exact. Perfectă. Da? Atunci când vorbim despre abundență, eu cred că în această direcție trebuie să ne orientăm privirea, ca să vedem cu adevărat ce înseamnă abundență. Da, așa este. Dacă ne uităm la păsările cerului, cum zboară fără nicio grijă și nu se preocupă ce o să mănânce sau ce o să... Pur și simplu, natura le pune la dispoziție tot ce au nevoie. Eu m-am gândit vis-a-vis de treaba asta în felul următor, că acum că sunt părinte și presupun că și telespectatorii tăi, care dintre ei sunt părinți, știu foarte bine ce-și doresc ei pentru copiii lor. Da? Deci relația pe care o are un părinte cu copilul lui și ce anume își dorește pentru el. Își dorește sărăcie, își dorește suferință? Eu nu cred. Chiar dacă sunt situații când, nu știu, copilul poate îți mai iese din vorbă și ești oarecum, trebuie să iei atitudine și să faci ceva, niciodată nu-i dorești rău, niciodată nu-i dorești să sufere. Tocmai de asta îi și dai educația respectivă. Foarte bună asemănarea. Da. Foarte bună. Pentru că dacă un părinte nu are cum vreodată să dorească rău copilului său, cum oare Dumnezeu ar putea să dorească răul omului? Da, da, exact. Dar s-a promovat acest concept și oamenii l-au luat ca o axiomă și acum îl iau ca un principiu de bază, știi? Dacă este duci și să-l întrebi pe un om care a pățit un necaz, oare de ce crezi că ai pățit acest necaz? Majoritatea oamenilor o să-ți răspundă o chestie de genul probabil am greșit cu ceva. Sau oare ce am greșit de mi s-a întâmplat asta? Da. Asta este răspunsul pe care îl dau majoritatea oamenilor, pentru că chestia asta cu greșeala, plata și bătaia divină este înrădăcinată adânc, așa foarte este. Adânc în subconștientul colectiv. Da, da, da. Bine, acum filozofii sunt o grămadă referitor la cum apar evenimentele astea mai puțin plăcute în viața noastră, că Dumnezeu, karmă, legea atracției, că sunt o grămadă de filozofii și de concepte, dar eu zic, mai degrabă, în părerea mea, este să ne concentrăm atenția asupra ce avem de învățat sau de înțeles din situația respectivă, nu neapărat de ce ne-a fost dată sau de ce a ajuns în calea noastră. A ajuns pentru că așa trebuia să ajungă, așa pentru era necesar pentru noi. Pentru că trebuia să trăim acea experiență. Sigur că da, sigur că da. Dar am putea să înțelegem ce avem de învățat de acolo. Sau... Și dacă privim sincer în adâncul sufletului nostru, înțelegem. Eu așa cred și așa am experimentat. Într-adevăr, să ne dorim cu adevărat să înțelegem de ce a ajuns la noi acea experiență. Știi ce am învățat eu din diverse experiențe pe care le-am avut? Majoritatea m-au dus cu înțelegerea către același proverb care spune nu faci altuia
ceea ce ție nu-ți place. Și în momentul în care aplici lucrul ăsta în viața ta, nu prea mai ai cum să greșești. Prefer să mă ghidez după principiul, cum îmi place mie să spun, fă celuilalt ceea ce ți-ar plăcea ca el să-ți facă ție. Da. Și cam la asta se rezumă totul. Pentru că atunci când ești tu însuți, atunci când faci un lucru, te pui în locul celuilalt și te gândești, mă, mie mi-ar plăcea ca persoana aia să-mi facă treaba asta sau nu? Și dacă ți-ar plăcea, atunci și lui o să-i placă. Dacă nu ți-ar plăcea, probabil că nici lui nu o să-i placă lucrul ăla. Corect. Eu așa văd lucrurile. Da, așa este și părerea mea. Am citit acum câteva zile din niște învățături cabale, cred, despre spiritualitate. Definea așa cam ce reprezintă spiritualitatea și mi-a plăcut punctul ăsta de vedere, și anume că spiritualitatea până la urmă nu este altceva decât relația dintre oameni. Deci nu este o teorie undeva pe care o pui departe, eu sunt spiritual acasă la mine și după aia ies în trafic unde participanții la trafic sunt mai agresivi sau așa și mă desfășor în toată splendoarea. Nu! Spiritualitatea o aplici acolo unde ești. Unde te afli. Exact. În fiecare moment al vieții tale. Da, este momentul cel mai potrivit să demonstrezi că ești un om spiritual. Deci e vorba despre relația dintre noi. Nu există o teorie pe care să o învățăm și să o ținem la noi acasă și când ieșim în lume, aici altceva. Nu. Se îmbină. Din punctul meu de vedere, a fi un om spiritual înseamnă a fi una cu spiritul tău. Oamenii tot caută să fie spirituali. Ce înseamnă să fii una cu spiritul tău? Din punctul meu de vedere, înseamnă să fii tu însuți. Pentru că la a fi tu însuți se cam rezumă totul. În momentul în care ești cu adevărat tu, și nu mai ești fricile tale, complexele tale, nu mai ești taburile tale și așa mai departe, și îți dai voie să fii tu, îți dai libertatea să fii tu, îi dai voie inimii tale să cânte în viața ta, atunci ai ocazia cu adevărat să trăiești acea viață pentru care ai venit aici. Așa este. Așa este, însă a fi tu însuți nu este chiar o treabă ușoară. Nu este nici grea, dar e necesar să te eliberezi de toate măștile și de toate lucrurile, de toate limitările care le ai, pe care ți le-ai impus, să faci lucruri de dragul oamenilor, de dragul aparențelor, nu de dragul aparențelor, trebuie să renunți la tot și să faci pur și simplu să ajungi la tine însuți, eliminând toate aceste măști și limitări și... Încă din cele mai vechi timpuri, dacă ne uităm chiar și în istorie, da, și-o luăm așa, pe perioade, oamenii și-au condus viețile, și-au guvernat viețile după două principii. Frică sau iubire. Eros sau Thanatos. Da? Majoritatea oamenilor își fac alegerile ori din frică, ori din iubire. În momentul în care noi ne facem alegerile din frică, adică, aoleo, trebuie să fac chestia ailaltă, că dacă fac chestia aia se poate întâmpla cu tare lucru. Noi nu facem altceva decât să atragem în viețile noastre fricile noastre. În momentul în care aducem în conștiința noastră frici, nu facem altceva decât să le dăm voie să rodească acolo. Pe când, dacă o să ne îndreptăm atenția către ceea ce iubim noi cu adevărat și o să începem să ne guvernăm viața după simțirea noastră reală, după iubirea pentru a face acele lucruri le vom atrage în viața noastră.
Mai multe detalii, dragii mei, după pauza de publicitate. Din nou în direct cu Roberto Grossa, Spiritualitatea și Abundența. Vă reamintesc tema noastră de astăzi. Vorbeam înainte de pauza de publicitate, Andreea, despre cum ar trebui să ne facem alegerile. Vorbeam despre faptul că sunt oameni care își fac alegerile din viața lor în baza fricilor care le guvernează viața. Sunt alții care își fac alegerile din iubirea de a alege acel lucru. Eu cred că foarte mult, de fapt cel mai mult, contează intenția care stă la baza acestui act creator. Pentru că în momentul în care noi generăm înăuntru nostru o stare, când noi generăm înăuntru nostru o emoție, emoția noastră devine un act creator. Și în acel moment cred, de fapt am ajuns să cred, că de fapt nu cuvântul este cel care contează, ci emoția generată de acel cuvânt. Așa este. Cuvântul, dar mai înainte de cuvânt, este gândul care a precedat cuvântul și emoția pe care mi-a generat-o gândul respectiv. Știi, dacă oamenii ar conștientiza aceste aspecte și ar începe să-și facă alegerile pe baza a ceea ce ei iubesc în viața lor, pe baza ceea ce le aduce cu adevărat bucurie inimilor, multe s-ar schimba în viața lor. Da, așa este. Eu la această înțelegere îți mărturisesc că am ajuns după, la fel ca și tine, după ce am interacționat cu frecvențele reconective. Mi s-au întâmplat niște lucruri care pot părea de domeniul fantasticului, dacă stăm să le povestim acum. Știu că și la tine tot cam așa a fost, din câte am discutat. Nu prea n-ar ajunge jumătate de oră cât mai avem din emisiune ca să discutăm despre toate aceste aspecte. Haideți să ne întoarcem un pic la echilibru dintre spiritualitate și materie. Pentru că, așa cum spuneam la începutul emisiunii, sunt oameni care consideră că abundența și spiritualitatea nu au ce să caute împreună. Când, de fapt, între spiritualitate și materie ar trebui să existe un echilibru. Pentru că ne aflăm aici, în viața asta a noastră pe care o trăim, acum, ca să o trăim. Să ne bucurăm de ea. Nu ne aflăm aici în această viață ca să suferim. Sigur, suferința face parte din această viață și ea are rolul de a ne face să tragem anumite învățăminte. Și până la urmă și suferința e suferință dacă o consideri așa. Depinde categoric cum o privești și pe suferință sau evenimentele neplăcute pe care le consideri în viața ta. Sigur că există tot felul de evenimente care într-adevăr au în spate o cantitate mare de suferință, dar tot rău spre bine, cum s-ar zice. Trebuie să privești așa înainte și să treci peste toate. Și într-adevăr, intenția care stă în spatele actului creator trebuie să fie, până la urmă trebuie să fii sincer cu tine. Uh-huh. Trebuie să nu te minți pe tine, pentru că dacă îți dorești anumite lucruri din ca să mă vadă nu știu cine sau să mă știe sau să demonstrez nu știu ce lucru, s-ar putea să nu reușești să atragi acel lucru în viața ta. Dacă îți dorești într-adevăr un lucru pentru sufletul tău, pentru să te simți tu bine, atunci mult mai repede atragi. Știi, atragem în viața noastră ceea ce cu adevărat ne bucură propria noastră inimă. Sigur. Nu putem atrage ceva în viața noastră dacă acel ceva nu face inima noastră să se bucure, nu face inima noastră să cânte. Așa este. Inima noastră poate atrage în viața noastră doar
ceea ce dă cu adevărat acea stare de bucurie interioară. Pentru că acel lucru este cu adevărat pentru noi. De unde știm asta? După modul în care ne simțim când ne gândim la asta. Așa este, însă mulți oameni nu știu ce este cu adevărat pentru ei. Ar trebui să își dea măștile la o parte și să fie sincer, sincer de tot cu ei, ca să ajungă la adevăratele dorințe ale sufletului. Asta îmi place mie la interacțiunea cu frecvențele reconective, fie că e vorba doar de vindecarea reconectivă, fie că e vorba de reconectare. În momentul în care omul interacționează cu asta, oamenii ăștia ajung singuri la această concluzie. Oamenii ăștia încep să înțeleagă toate aceste aspecte în cel mai natural și firesc mod posibil, fără să fie nevoie să citească tone de filozofie, fără să fie nevoie să facă 11.000 de exerciții și așa mai departe. Să fim serioși, mulți fac o grămadă de exerciții, da? Da, da. Eu cred că ar trebui să stea, să se oprească, să se gândească, bă, de cât timp fac eu exercițiile astea? Păi de atâta timp. Ok, a schimbat ceva în viața mea? Sunt eu mulțumit de viața mea după 5 ani de exerciții? Păi sunt sau nu sunt. Dacă nu ești, poate că a venit timpul să încerci și altceva. Știi? Da, da, așa este. Asta înseamnă să fii sincer cu tine, exact cum spuneai tu înainte. Asta înseamnă să vezi cu adevărat realitatea a ceea ce este și nu realitatea pe care tu ți-ai dori-o în mintea ta. Exact, exact. Pentru că oamenii cam asta fac, doresc anumite lucruri și au tendința ca din acea dorință să se autosugestioneze în direcția aia, pentru că așa cred ei în mintea lor. Cred asta pentru că așa le-a zis cu tare sau au citit în cartea... Da. Whatever. Da, 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 într-o carte, sigur. Uh-huh. Da, de ce ne dorim cu adevărat? Trebuie să ne oprim să ne întrebăm de ce ne dorim cu adevărat un lucru. Uh-huh. Sau ce-mi doresc eu cu sau adevărat doresc? În viața mea? Sigur că da. Uite, să-ți dau un exemplu. De exemplu, dacă îmi doresc o casă și eu îmi doresc o casă la curte, da? De ce îmi doresc? Trebuie să mă gândesc, să stau să analizez de ce anume îmi doresc eu o casă. Îmi doresc o casă pentru că mă deranjează tocurile vecinei, pentru că mă deranjează scârțitul parchetului vecinei și atunci îmi îndrept atenția unde nu trebuie. Sau îmi doresc o casă pentru că vreau mai mult spațiu, pentru că vreau aer liber, pentru că vreau o curte, să intru în armonie cu natura, cu mine. Și atunci, dacă ți îndrepți atenția și într-adevăr ești sincer cu tine și într-adevăr îți dorești lucrul ăla... Ai pus punctul pe I, să fii sincer cu tine. Da, să fii sincer cu tine și îți dorești lucrul ăla ca să te aducă mai aproape de tine însuți, atunci, cu siguranță, vei atrage acel lucru în viața ta, pentru că ești sincer și pentru că acel lucru te va aduce mai aproape de tine însuți. Da, pentru că a fi tu însuți înseamnă a da curs inimii tale. A fi tu însuți înseamnă a fi una cu inima ta. Da, înseamnă nimic de fapt mai simplu. A simplifica lucrurile, exact. A simplifica toată nebunia, tot vacarmul în care ne lăsăm câteodată angrenați și ne stresează foarte tare, ne abate de la drumul nostru. Adevărul și... că cheia constă în a simplifica. Da, da. Nu a complica lucrurile, ci a le simplifica. Sigur. Vezi tu, suntem într-o lume fizică predominată de polarități, de cele două polarități, plus, minus, lumină, întuneric, bine, rău, așa mai departe. În acest domeniu al spiritualității sunt oameni care se duc de obicei ori într-o extremă, ori în cealaltă extremă. Sunt oameni care în momentul în care încep să meargă pe un drum spiritual, au impresia că trebuie să fie doar în spirit. Sunt alții care se îndreaptă doar către lumea materială, cei care nu sunt interesați deloc de acest domeniu spiritual. Eu cred că cheia este undeva la mijloc, indiferent de care parte a baricadei te afli. Eu cred că cel mai important lucru este să poți să ții aceste două aspecte în echilibru. Sunt oameni care atunci când intră pe
o cale spirituală atunci când merg pe acest drum al regăsirii de sine, au impresia că trebuie să dea complet la o parte această lume. Sunt iarăși alți oameni care consideră că nu există nimic altceva decât această lume. Dar chiar și acești oameni care consideră că nu există decât această lume, iubesc, simt, dau curs simțirii inimilor. Iată, nici măcar ei nu trăiesc doar într-o lume materială, pentru că în momentul în care iubești, dai voie ființei tale, spiritului tău, să se manifeste în existența ta. În momentul în care te situezi în partea asta la altă și încerci să rămâi doar în partea spirituală a vieții tale, te afli totuși într-un corp fizic, trebuie totuși să plătești niște facturi, da? Mergi la serviciu. Sigur, iată. Sigur că da. Sigur că trebuie să le împletim. Foarte se întrepătrund astea două și nu se separă. Acum, desigur, dacă cineva alege o cale spirituală, nu știu, să se devină pusnic sau, sigur, e alegerea lui, dar lucrul ăsta ar trebui să-l facă dintr-o chemare sufletească foarte puternică. Dar marea majoritate a oamenilor sunt cei care nu aleg lucrul ăsta și pentru care, cred eu, echilibru este cel mai potrivit. Asta este părerea mea și experiența mi-a arătat în general că echilibru trebuie să existe în toate. Orice lucru dus la extremă cam dăunează. Știi, a fost o vreme în care eu am vrut să mă fac călugăr. Nu știu dacă ți-am povestit vreodată partea asta a vieții mele. Da. A fost o vreme în care am vrut să mă fac călugăr și chiar am mers pe atunci la o mănăstire unde am stat câteva luni. Lucrurile au fost de o așa natură încât efectiv conjunctura a fost de o așa natură încât m-am întors înapoi în lume. A fost o chestie foarte interesantă, extrem de interesantă, poate că o să o povestesc, dragii mei, într-o emisiune la un moment dat. Și extrem de revelatoare pentru mine, pentru că modul în care s-au întâmplat lucrurile ca eu să mă întorc înapoi în această lume, pentru că în acel fel am înțeles că drumul meu nu era acolo puznic în retragere, ci drumul meu era în această lume, în această viață, pentru a trăi această viață. Recent, după seminarul de vindecare reconectivă și reconectare, de la sfârșitul anului 2012, începutul anului 2013, am înțeles cu adevărat că viața se desfășoară în interacțiune. Am înțeles cu adevărat că evoluția reală apare în interacțiune. Dacă nu ai interacțiunea cu alți oameni, nu mai este același lucru. Nu poți să interacționezi doar cu tine. Da, sunt mai multe oportunități de a evolua în interacțiunea cu oamenii. Exact, pentru că nu poți să te regăsești pe tine cu adevărat, nu poți să-ți dai seama de cine ești tu cu adevărat, decât când ești supus aceste interacțiuni cu oamenii. Da, da, așa este. Viața nu ne-a fost dată ca să o parcurgem cu repeziciune, așa, cu pași repezi către o destinație, ci să ne bucurăm de ea, de tot parcursul, de toate experiențele pe care le trăim. Nu există un target la care trebuie să ajungem sau pur și simplu să ne bucurăm de fiecare moment și fiecare experiență pe care o trăim. Uite, eu înainte obișnuiam să meditez foarte mult și mă retrăgeam așa și meditam și stăteam în liniște și tot stăteam în liniște și iară stăteam în liniște. Acum obișnuiesc să mă duc în mall, îmi iau cafea sau oriunde, îmi iau cafea și nu fac altceva
decât să beau cafeaua aia sau apa sau sucul sau ce mi-au eu acolo și să simt efectiv toată acea viață minunată care curge. Este un sentiment care nu poate să fie descris în cuvinte. În momentul în care simți toată acea viață care curge prin tine, care curge prin toți ceilalți, aceeași viață, când o simți cum curge efectiv prin corpul tău, când simți acea minunăție, acel extaz care nu poate să fie exprimat în cuvinte, știi, nu-ți mai trebuie nimic în momentul ăla. E atât de minunat, în momentul ăla înțelegi. În momentul ăla, eu cel puțin am înțeles minunăția acestei existențe. Știi, să simți acea minunăție e ceva ce efectiv te umple atât de mult încât nu-ți mai trebuie nimic. Eu cred că de asta au nevoie oamenii. Așa este, dar ca să ajungi la nivelul ăsta de înțelegere... Îți faci reconectarea. Da, păi da, pentru că... Glumeam, dragii mei, glumeam. Pe noi, nu. Treaba asta ne-a dus aici. Da, da, da. Pe fiecare îl duce propria lui cale. Da, da, da. Îți trebuie, cum spuneam, un upgrade. Încă o părticică, un alt nivel de înțelegere. Și acum fiecare... dobândește un alt nivel de înțelegere prin metodele lui. Mie, experiența mi-a arătat că vindecarea reconectivă și reconectarea este o cale. Pentru fiecare hotărăște, sigur, da, că-i sunt o grămadă. Sunt multe, că-i sunt o grămadă. Fiecare este compatibil, sigur, cu o anumită cale conform experienței lui. Da. Pentru că, în fond, cum spune și proverbul, toate drumurile duc la Roma. Da. Sau, în cazul nostru, toate drumurile într-un final duc tot către noi înșine. Exact. În momentul în care ești cu adevărat tu, în momentul în care reușești să te eliberezi de prejudecăți, să te eliberezi de frici, să te eliberezi de preconcepții, să te eliberezi de toate aceste chestii, devii cu adevărat liber să iei propriile decizii în propria ta viață. În acel moment ai cu adevărat acces la propria ta viață. În acel moment poți cu adevărat să trăiești. Așa este. Să trăiești așa cum simți tu. Da, important e să ne dorim până la urmă să căutăm o cale și o vom găsi. Nu? Vom găsi o cale cum să ajungem la noi înșine sau la noi nivele de înțelegere sau important e să ne dorim, adică să ieșim puțin din tumultul zilnic așa, să ne oprim puțin și să ne îndreptăm un pic atenția către partea din interiorul nostru. Ca să conchid așa pe scurt rezumatul emisiunii noastre de astăzi, aș spune că abundența este starea noastră normală de a fi. Spiritualitatea și abundența. Să ne reamintim, suntem niște ființe spirituale, niște ființe infinite, care trăim o experiență fizică, nu suntem niște ființe fizice limitate, care trăiesc o experiență spirituală infinită, ci suntem niște ființe spirituale infinite, care trăim această experiență fizică limitată, care probabil că dacă nu ar fi limitată, nu ar fi atât de frumoasă, nu ar mai avea aceeași frumusețe. Iar starea noastră normală este, de fapt, abundență, starea noastră normală este bucuria, starea noastră normală este de a fi fericiți. Și sănătoși. Sănătatea, bucuria, abundența sunt stări normale ale noastre. Îți mulțumesc că ai venit tocmai de la Constanța ca să fii prezentă în seara asta aici cu noi. Te mai aștept și cu o altă ocazie. Dragii mei, fiți voi înși vă. Dacă v-a plăcut emisiunea noastră de astăzi,
sau dacă aveți sugestii, întrebări sau recomandări, scrieți-ne pe Facebook la adresa emisiunii Direct cu Roberto Grosa. Până joia viitoare, vă îmbrățișăm cu drag și vă iubim!